Turneul Drobeta Sport Kids a avut finala în weekendul ce tocmai a trecut. Locul al doilea a fost ocupat de echipa Sport Kids Drobeta, care a dat tot ce a avut mai bun în teren. Sportivii severineni au parte de sprijin necondiționat din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a fost de asemenea prezent la finala acestui turneu. Juniorii mehedințeni de la Sport Kids Drobeta au avut o evoluție foarte bună în turneul care a avut loc la sfârșitul acestei săptămâni pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin. În cursul zilei de ieri, băieții din municipiul Drobeta Turnu Severin au jucat finala cu Transilvania Bistrița Năsăud, iar partida s-a încheiat cu scorul 2-1. Cu toate astea, echipa Sport Kids Drobeta s-a clasat pe locul al doilea, obținând încă un trofeu pentru municipiu. Nu trebuie să țintiți scorurile la această vârstă, trebuie să vă faceți jocul vostru, să veniți zilnic la antrenament, să ascultați de domnii antrenori, să vă pregătiți în continuare. Bine? Bravo! Meritați toate felicitările și aplauzele noastre. Ați fost minunați! Trecem la locul 2, echipa organizatoare Sport Kids Drobeta. Președintele Consiliului Județean Mehedinții felicită în primul rând pe câștigători, dar în egală măsură îi felicită pe copiii de la Sport Kids Drobeta pentru rezultatele obținute la acest turneu. Aceștia reprezintă fără doar și poate viitorul județului Mehedinți și au toată susținerea Consiliului Județean Mehedinții, mai precis a președintelui Consiliului Aladin Georgescu, pentru a putea evolua neîncetat. Rezultatele lor se datorează în egală măsură și antrenorului Angelo Marghescu, care le-a fost alături, i-a încurajat pe teren și a antrenat în permanență pentru a fi cât mai bun pe teren. Acesta este mândru de copiii care au avut performanțe atât de valoroase la numai 12 ani. După cum se vede, am avut o finală extrem de grea. Am fost obișnuiți în ultima perioadă cu primele locuri și noi, deși venim dintr-un orășel micuț. Am jucat cu Transilvania Bistrița un meci destul de greu, au câștigat astăzi cei mai buni. Totodată vă pot spune că sunt mulțumit de tot ceea ce s-a întâmplat cu mici, să zic, deficiențe care într-un fel sunt normale, dar turneul a fost foarte reușit, fiind totodată apreciat de către toți participanții. În organizarea acestui turneu am avut un mare aport din partea autorităților locale, punându-ne la dispoziție bazele sportive, care sunt la un nivel foarte înalt și vă pot spune că ne numărăm printre puținele orașe care organizăm turnee la acest nivel. Prin acestea țin să mulțumesc foarte mult atât Consiliului Județean prin domnul președinte, cât și primăriei municipiului prin domnul primar. Chiar au avut un aport și un sprijin fără de partea căruia nu am fi putut ajunge la acest moment minunat și la această organizare, să zicem, în ceea ce mă privește, foarte bună. Mezinul echipei, la numai 11 ani, a reușit să câștige premiul individual pentru cel mai bun jucător din teren. Acesta se bucură de un succes enorm, fiind selectat pentru Academia Hagi. Să te felicit pentru rezultatul obținut astăzi. Am înțeles că ești un tânăr foarte talentat și te îndrepți către Academia Hagi. Spune-mi mai multe despre acest lucru. Bună ziua, da, o să mă îndrept la Academia Hagi în vară și o să joc la echipa de 2011-2012 și sper că o să fie o carieră frumoasă. Cât timp te-ai pregătit ca să fii așa bun și uite să câștigi și aceste rezultate frumoase, că până la urmă ți se datorează numai ție? Păi am câștigat cu echipa, lucrăm prin muncă în fiecare zi, facem suplimentar și de toate. Pe locul întâi s-a clasat Transilvania Bistrița Năsăud, locul al doilea fiind ocupat de echipa Sport Kids Drobeta, urmați de cei de la Atletico Arad, care au ocupat locul 3 pe podium, iar pe ultimul loc fiind situați cei din echipa Galaxy Timișoara. La turneu au mai participat Academia Hagi, Universitatea Craiova, FC Argeș, Vulturii Târgu Jiu, CSM Târgu Jiu, CSM Lugoș, Atletic Drobeta, Luceafărul Drobeta și Frontiera Drobeta.